În ultimele zile, pe rețelele sociale au apărut informații că unitățile de primiri urgențe de la Călan și Ilia s-ar putea desființa. Conducerea Consiliului Județean Hunedoara, cât și a Spitalului Județean de Urgență Hunedoara Deva, recunosc că sunt probleme cu personalul care să deservească centrele UPU de la Călan și Ilia, dar afirmă că deocamdată nu se pune problema închiderii acestora. Doctorul Emil Stoica Mariș, directorul Spitalului din Deva, a declarat că în urma unor controle de la forurile superioare s-a avansat ideea că cele două unități să fie transformate în centre de permanență, dar se așteaptă o decizie a Ministerului Sănătății în acest sens. Se desființează, nu se desființează? Teoretic nu, nu se desființează, dar am avut prin februarie o echipă de la Ministerul Sănătății de la COSU care a evaluat punctele de lucru Ilia și Călan și în urma evaluării a reieșit faptul că s-ar putea, teoretic, în zonele respective să se facă, în punctele respective să se facă centru de permanență, deoarece în momentul acesta, în afară de personal, asistenți și infirmieri, medicii sunt cei de la Urgență Deva. Urgență Deva, în perioada când sunt gărzi, sâmbăta, duminica, și în restul zilelor, în restul nopților, medicii sunt asigurați de la Urgența Deva și au considerat, teoretic, faptul că ar fi bine ca punctele respective să le transforme în centre de permanență. Dar asta este doar teoretic. O să vedem în viitor apropiat ce hotărâri va lua ministerul. Directorul Spitalului Județean a mai spus că la Călan și la Ilia se justifică prezența unor structuri medicale, întrucât există activitate în cele două localități, reafirmând că deocamdată cele două puncte UPU nu se vor închide. Deci, concluzând, vor rămâne structuri medicale și la Ilia și la Călan. Deocamdată, da. Călanul se justifică, fiindcă este activitate, oarecum pacienții vin acolo de când am deschis, să știți că este adresabilitate. Și în partea aceasta, la Ilia, aici, iar se justifică, fiindcă sunt multe accidente rutiere și zona respectivă e asigurată de Ilia. Ei sunt un prim pas până ajungă pacienții la UPU Deva. Punctele UPU de la Călan și Ilia se află în subordinea Spitalului Județean de Urgență Hunedoara Deva, iar unitatea medicală din reședința de județ este la rândul ei în subordinea Consiliului Județean Hunedoara.